Deuteronomul Divarim, capitolul 3 Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Bașan. Og, împăratul Bașanului, ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui ca să lupte împotriva noastră la edrei. Iahua mi-a zis, nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale pe el și tot poporul lui și țara lui, să te porți cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împăratul emoriților care locuia la Hejbon. Și ahua Eloahul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Bașanului, cu tot poporul lui. L-am bătut și n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui. I-am luat atunci toate cetățile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră. 60 de cetăți, tot ținutul Argob, împărăția lui Og din Bașan. Toate cetățile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porți și zăvoare, afară de cetățile fără ziduri care erau foarte multe la număr. Le-am nimicit cu desăvârșire cum făcusem cu Sihon împăratul Heșbonului. Am nimicit cu desăvârșire toate cetățile împreună cu bărbații, femeile și pruncii. Iar toate vitele și prada din cetăți le-am luat pentru noi. Astfel, în vremea aceea, am cucerit de la cei doi împărați ai emoriților țara de dincolo de Iarden, de la pârul Arnon până la muntele Hermon. Sidoniții zic hormonului și Rion și emoriții îl numesc Șnir. Toate cetățile din Câmpie, tot Giladul și tot Bașanul până la Calcah și Edrei, cetăți din împărăția lui Og în Bașan. Numele Og, împăratul Bașanului, mai rămăsese din neamul refaimiților, patul lui un pat de fier este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de 9 coți și lățimea de 4 coți după cotul unui om. Atunci am luat în stăpânire țara aceasta, am dat rubeniților și gadiților ținutul de la Aroer, care este pe pârâul Arnon, și jumătatea muntelui Gilad cu cetățile lui. Am dat la jumătate din seminția lui Menașe ce mai rămăsese din Gilad și toată împărăția lui Og din Bașan, tot ținutul Argob cu tot Bașanul care purta numele de țara Refaimiților. Iair, fiul lui Menașe, a luat tot ținutul Argob până la hotarul geșuriților și macatiților și a pus numele lui Târgurilor Bașanului numite și astârgurile lui Iair. Am dat și lui Machir, Reubeniților și gadiților le-am dat o parte din Gilad până la părul Arnon, al cărui mijloc slujesc ca hotar și până la părul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon. Le-am mai dat câmpia mărginită mar de Iarden de la Kinnerot, uh, până la marea câmpiei Marea Sărată la picioarele muntelui Ajdoha-Piga spre Răsărit. În vremea aceea v-am dat porunca aceasta. Iahua, Elohul vostru, vă dă în mâna țara aceasta ca să o stăpâniți. Voi toți cei buni de luptă să mergeți în armați înaintea copiilor lui Israel. Numai femeile voastre, prunci și vitele voastre, știu că aveți multe vite, să rămână în cetățile pe care vi le-am dat. Până ce Iahua va da o fraților voștri ca și vouă și uh, vor lua și ei în stăpânire țara pe care le-o dă Iahua, Elohul vostru, dincolo de Iarden. După aceea vă veți întoarce fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o. În vremea aceea am poruncit lui Ieșua și i-am zis, Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Iahua, Eloahul vostru, acestor doi împărați, așa va face Iahua tuturor împăraților împotriva cărora vei merge. Nu te teme de ei, căci Iahua, Eloahul vostru, va lupta el însuși pentru voi." În vremea aceea m-am rugat lui Iahua și am zis, Stăpâne Iahua, tu ai început să arăți robului tău mărirea ta și mâna ta cea puternică, căci care este Elohimul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale tale și să aibă o putere ca a ta? Lasă-mă te rog să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iarden, munții aceea frumoși și Libanol dar Iahua s-a pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Iahua mi-a zis destul. Nu mai vorbi de lucrul acesta. Suite pe vârful muntelui Epiga, uite-te spre apus, mează noapte, spremează zi și spre răsărit și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece iar denul acesta. Dă porunci lui Jehoșua, întărește-l și îmbărbătează-l, că cel va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea și am rămas astfel în vale în drumul Beit porului